gazda dumneavoastră va fi profesorul Stavomir. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ne regăsim împreună la acest eveniment. De domnul Marian Voicu ne leagă o lungă relație de solidaritate intelectuală. Domnia sa este deja un specialist al relațiilor româno-ruse. Am întâlnit acum 40 de minute în preautorii volumului Rușii, iar acum ne regăsim în postura de autor a unei cărți pe cale de a deveni esențială despre modul în care Rusia lui Putin încearcă să sublineze din interior modelul democratic. Este o mare bucurie să fim astăzi alături de Oliver Jens-Schmidt și de Marian Voicu. Misiunea mea ca moderator este o misiune mai degrabă modestă, dar nu irelevantă, așa că am să-l invit pe domnul Oliver Jens-Schmidt să își prezinte perspectiva domniei sale. Vă rog! Bună seara, doamnelor și domnilor! Pentru cei care au urmărit dezbaterile de astăzi, cartea aceasta oferă un fel de rezumat, sau cel puțin oferă temelie teoretică pentru a înțelege aceste fenomene, să spunem, de la criza constituțională până la influență rusă pe care o constatăm nu numai în România, dar chiar și în inima Europei. Fake news, știrile false, au devenit în întreaga lumea occidentală un fenomen care amenință chiar și fundamentul sistemului democratic de tip occidental. Avem de a face, deci, cu o carte importantă, o carte care merită să fie citită și aș vrea să explic în câteva minute de ce. Pentru că cred că este o carte care vine în momentul potrivit, urmărește și o abordare, un demers potrivit și, nu în ultimul rând, este scrisă și de autorul potrivit. Momentul potrivit, cred că acest element este nesne de înțeles, fiindcă nu avem de a face numai cu un fenomen pe care putem să-l observăm în spațiul de limbă română, dar chiar și în Franța, Italia și așa mai departe, și în cazul cel mai recent este formarea noului guvern în Italia. Vedem că mulți conducători, multe partide politice se folosesc de acest mijloc. Abordare potrivită pentru că autorul a încercat să plaseze fenomenul într-un context foarte larg. Baza teoretică este pusă pe o bibliografie foarte amplă, internațională, și cred că această carte oferă ceea ce noi intelectuali și cei de la știință umană datorăm cititorului general, adică orientare. Știrile false produc despinare și dezorientare și de aceea este foarte important că intelectualii intervin în dezbatere. Asta era pentru mulți ani, cel puțin în Occident, un fenomen normal. Dar în ultimii ani putem observa că mulți intelectuali se retrag, au rămas foarte puțini cei care au curajul să intervine în dezbateri publice și să ofere aceste orientări. Să ofer orientare înseamnă întotdeauna că să iei o poziție și că poziția ta devine evidentă. Și această poziționare înseamnă întotdeauna și un act de curaj. A fost evocat în alte lansări și lipsă de curaj. Capacitatea intelectuală și politică, și cred că asta este o carte care cu o manieră științifică și intelectuală în același timp încearcă să combată împotriva acestor curente. Autorul potrivit pentru că cred că
carte profită de un avantaj considerabil. Ca autorul nu mai este un teoretician, dar pe de o altă parte face parte a acestei vieții mediatice. Este nu numai un observator, dar chiar și un actor care cunoaște, lumea cunoaște aceste mecanisme pe care le descrie și din punct de vedere practic. Dacă facem, dacă am încercat să facem o listă a tuturor țărilor în care știrile false în ultimii ani au devenit un factor hotărător al vieții politice, a trebuit să admitem că această listă acum ar fi mai lungă decât liste acestor sisteme în care au rămas stabile. Și trebuie să ne întrebăm care sunt țări în care știrile false au o viață creată. Sunt aceste țări în aceste țara mea de origine, Elveția și țările scandinave și cred că motivul, explicarea principală este pur și simplu participarea cetățenilor la viața politică dincolo de alegeri, adică un nivel ridicat a participării cotidiană prin referendum, prin alte forme, adică o distanță foarte mică, o distanță foarte redusă între statul și cetățenii și pur și simplu faptul că cetățenii sunt statul, că statul nu este celălalt, dar că există, să spunem, o idee, un sentiment de solidaritate între statul și cetățenii. Și în aceste societăți, desigur societăți mică, se poate observa un nivel destul de ridicat al încrederii sociale. Această încredere socială, iarăși, este produsul integrării cât mai mare a cetățenilor în viața politică și în luarea deciziilor politice. Pe de o altă parte, avem țări cu o tradiție a unei democrații reprezentativă ca România, dar și Statele Unite, Franța și Italia, în care există o anumită distanță între cetățeni care sunt invitați fiecare 4 sau 5 ani să voteze, dar în restul, poate cu excepția demonstrațiilor, nu au mijloace constituționale să intervine în viața politică și în luarea deciziilor. Și cred că cetățenii români înțeleg foarte bine această situație în care un parlament reprezintă numai parțial rința societății. Cred și acum din la sfârșit că cartea noastră, cartea aceasta ne arată și altceva. Și aș vrea să citesc cunoscutul gânditor conservator englez Edmund Burke, care acum aproape 200 de ani a remarcat că triumful răului este întotdeauna garantită prin inactivitatea bunilor și cred că această carte face și dovadă că bunii încă sunt în stare să reacționeze și să acționeze. Mulțumesc!